Ei, Doamne ajută, tante Elena, și bine v-am găsit. Bine ați venit sănătos la noi. De câți ani aveți, tante Elena? V-am spus, 90, merg pe 95 de ani. În ziua de Sfântul Gheorghe am împlinit 94 și acum merg pe 95. Am înțeles că dumneata le e cea mai în vârstă persoană de aici din Fundata. Eu sunt cea mai bătrână în Fundata. Mhm. Dar eu sunt care merg pe drum, dar încolo așa niciuna nu mai merge. Care mai este? Ești încă în putere. Mulțumesc Domnului. Dumnezeu a avut grija mea. Cum e la anii ăștia, tante Elena? Cum să fie? Cum îți bătrânețele? Până să mă mărit era foarte greu. Foarte greu era pe timpul lui Ceaușescu, când te lăsa să tai un vițel sau o oaie sau bumie sau ceva. Dacă tăneam miei, le băgam o bâtă în gură și legam așa cu soara ca să nu zgere, să auză. Cocotelea peste tot. Avea oameni puși care cotelea în grajul, la case, peste tot. Nu găsam să mâncăm, dar abia găsam câte 3-4 kg de mălai de orz. Făceam mămăligă, te înțăpa pe gât, țăpche de la mălaiul ăla. Doamne! Făceam cocoradă, rădeam cartofi, speclă, gulie și un pumnit de mălai, puneam, amestecam și coceam pe sobă și alea mâncam. Da. Pe timp. Greutate a fost. Da, foarte greu a fost. Eram 8 frați. A plecat pe unii, a dat Dumnezeu toți. A plecat o sora mea la București, servitoare la o doamnă. A stat servitoare un an, s-a măritat. Și apoi a mai luat o soră, sora a luat un frate. Și apoi, după ce m-am căsătorit, eu am avut și eu copii și am avut prima fată, mi-a luat o soră la mea la București, e la București aia. Are un singur băiat preot și așa. Cum a fost, tante Elena, să crești într-o casă cu atâția oameni? Că a zis că ați fost 8. 8. Foarte greu. Că n-aveam de ce să ne luăm să mâncăm. Altceva că trebuia așa ca să costate, făceam cu copiii, mă ajutam cu ei. Dar degeaba, că era foarte greu din cauza mâncării era cel mai greu. Că nu găseam. Până dacă a plecat toți, am rămas aici așa decât 4. O soră a venit un domn și-o a înfiat-o pe numele lui și-o a luat-o. Am un frate căsătorit acolo și a sus. Am avut o soră aceea, a murit. Și uite așa. Și a murit și tata după mama la 3 ani jumate, am rămas singur, fără părinți, fără nimic. Am avut o casă veche în partea asta, în partea cimitirului. După ce m-am căsătorit, eu am trecat-o și am făcut cu bărbatul casă. Și din toți 8, numai dumneata le mai trăiești? Mai trăiesc, 4 mai trăim. 4? 4, da. 4 mai trăim. Dumneata le-ai fost cea mai mare? Cea mai mare a fost de la București. Mm-hmm. A câte ai nu, fost? Nu, am avut o soră, a murit aici. Aici din jos de prăvălie, de cârcimă, acolo am avut o soră și sora mea a luat un băiat al meu și l-a înfiat acolo și l-a căsătorit și l-a băgat în casa ei. Sora mea a murit aia, sora de la București a murit și am rămas 4 noi. Una mică a murit atunci după mămica, imediat a murit, la vreo 2 luni a și murit, micuță de tot. Eram numai singură. Tata era plecat după porumb să ne aducă porumb acasă, că să dăm la ligioane și să măcinăm, să facem și noi mămăligă. Și uite așa. Și a murit și tata și am rămas eu singură cu ceilalți frați. Da? Cum e vorba, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a descurcat. N-am spart, n-am furat, nu nimic. Am fost copii foarte cuminți și cinstiți. Da. Și la câți ani v-ați măritat? La 21 de ani. La 21 de ani? Da. Unde l-ai cunoscut pe om? Păi n-a fost de departe. Că l-am... Păi ce dacă le-a de sus unie, ca să le dea în podoala acolo așa. Cum? Eram aproape. Cum v-ați dat unul cu altul? E așa foarte bine. Ne-am întâlnit la
Jocuri atunci, era jocuri de tinerie la cămin, la căminul cultural. Acolo te-a... Pe acum nu mai vezi un băiat să facă un joc să stăcă acolo așa la cămin. Nu. Acolo ne-am întâlnit și ne-am căsătorit. Am avut 3 copii cu el, 2 fete și un băiat. Câtă vreme ați povestit la oaltă până v-ați căsătorit? Am așa, când ne întâlneam. Cam câtă vreme? Un an, doi? Nu, niciun an. Și ne-am căsătorit. El a fost gata cu armata? Da, gata. N-a fost nicăieri adus. A fost mai mare decât dumneatale? Cu un an mai mic ca mine. Un an mai mic. Cu un an mai... V-ați luat bărbat tânăr. Tineri am fost. Da, a fost harnic, muncitor, am muncit, că eram cu spatele bârne la casă, de făceam casă, dar am făcut șură, amândoi. Nu ne-am împrumutat la nimeni nici un leu, ce câștigam noi, bine, nu câștigam, dar creșteam tauri și vindeam și luam bănișori și apoi făceam ceva cu banii, nu-i prăpădeam de culea până culea așa, da. Înseamnă că ați lucrat ca să vă ridicați. Da. Am muncit, amândoi am muncit. El a fost un om înstărit? Da. Român a fost, da. Dar a fost înstărit, a avut pământ? N-a avut nimic ca el, nimic. A venit așa ca degetul la mine. Și dumneata la fel? Nu, bine, dar am avut abiere eu. Eu am avut abiere, el n-a avut nimica. Dar a fost și bolnav săracul, el a avut astmă. Da, a avut astmă și a murit. Și de câtă vreme ești văduva? De 42 de ani. De 42 de ani? Da. Și câți ani de căsătorie ați avut la oaltă? Păi amândoi aproape 20 de ani. Deci nu tare mult. Dar ce să facem? Asta ai fost viața. V-ați înțeles în casă? Ne-am înțeles. Cum ați făcut să fie înțelegere, tanti Elena? Ei, cum să fim? Să ne vorbim frumos unul la altul. Să ai înțelegere. Dacă la Adățileanu du-te de făcut are lucru, eu m-am dus. Niță, tu ai făcut, am făcut. Așa, cu vorbă bună. Ai îngăduit după el? Da. Ce să facem? Trebuie femeia să asculte de bărbat. Că așa este. Nu bărbatul de femeie. Femeia să asculte de bărbat. Ce bărbat trebuie să facă femeia. Așa trebuie? Păi așa și este. Ai răbdat mult? Păi chiar dacă zicea, răbdam, de apă ceam. Mă întrebai, am făcut cu tare lucru, am făcut. De băut o băut, tanti nu. Elena? Nu. Nu. Da, de fumat? Da, nu, nici de fumat. Nici nu de fumat. Gura lui, am de băutură sau de țigară, de fumat, nu exista. Nu. În cauza asta, din pricina asta, a fost foarte, foarte omenos el. Să zic că m-a dus să beau sau nu. Cu ce s-a ocupat la viața dumnealui? Cu vitile, cu animale. Atât oi, vaci, atât v-am spus, creșteam tauri. Aveam 3 vaci care pătași făcea tauri, viteluși, îl și creșteam, cu mălai, cu... Mai mult cu mălai îl creșteam, ca să crească mare. Dideam de câte 400-500 de chile, unul. Luam bănișor și cu aia făceam toate ele, le-am făcut la casă. Oi ați avut? Am avut și oi. Am avut. Cam câte oi avea un om gazdă pe aici, în zona? Ei bine, lumea avea destulă lume și câte 100 și câte 50. Aveam și noi vreo 15 oi aveam. Da. Mm-hmm. Cum îi, tanti Elena, să treci pe coclaurile astea? Că e o zonă... Da, bine, e bine grea. Aici la noi. E curat, liniște. La noi nu e certuri, nu e scandaluri, nu e nimic. Foarte, foarte omenoși este aici la noi, lumea. Oare ce trebuie omului să fie fericit în lumea asta, tanti Elena? E cam fericit, e cam toată lumea aici la noi. Muncește cam mult, că muncește cu fânt ăsta... Dă vremuri, ploi, nu poate aduna, să strică, dar ce să facă omul?
Mi-ați povestit mai devreme despre jocul satului. Cum era la jocul satului, tante Elena? Era frumos, că cu cine îți plăcea, cu ală te ceai și jucai, te prindeai lângă el, pe cine îți plăcea, pe cine nu îți plăcea, nu te plăcea. De pe unde veneau muzicanți? La Râșnu, no, Brașov, nu știu pe unde. Da. Atunci era jocul, măi, frățuor de Dumnezeu, în fiecare duminică și de sâmbăta era. Și duminica era căminul plin de tineret. Și oamenii așa, în vârstă, titea la jocuri, juca, Doamne. Abia prăvălie cârcima acolo așa în sus de cămin și acea abia venea la joc. Și cam așa trecea viața omului pe aici. Ce să fac? Bătrână, câte zile îi mai avea, câte zile o fi ursită de la tatăl de sus, ca să mai trăiesc. Te simți bătrână la anii ăștia? Bătrână mă simt, bătrână, că nu mai pot. Dacă n-am băt în mână, ca jos. Nu mi-am stabilitate în picioare. Poate tot mai aveam, dar acum vreo 10 ani, am plecat la biserica noastră, mă, la biserica veche, să trag copotul, m-a trimis să trag copotul, cantorul bisericii. Am plecat. Cobora lumea din cimitir, era o lume grămadă acolo așa în fața bisericii. Mergând eu, a venit o mașină, dar pe temne m-a călcat, m-a dat jos și mi-a rupt piciorul drept. Vai de mine, acolo am rămas. M-a luat două femei de mână, m-a dus până în biserica nouă. În biserica nouă a trebuit să pie pe cineva la lumânări să vândă și am mers la fată. Fata imediat a făcut mașina gata și m-a dus la Brașov la doctor, de mi-a băgat piciorul în gips. Întâi m-a dus la doctor, mi-a făcut toate radele, pe urmă m-a dus și mi-a băgat piciorul în gips. Și n-am putut să merg o 7 luni de zile. Eram bine, mergeam așa în cârji, dar foarte greu. Și ala mă doare și acum, dai de la genunchi, mă doare. Dar ce să fac? Merg. Să merg, merg. Dar fără băz, nu. Da, da, da. Acum, cum ești cu sănătatea? Bine. Bine. Eu nu iau medicamente, n-am luat medicamente, de numai tu minte, de ani de zile. La doctor nu m-am dus, nu mă duc. N-ai fost? Nu. Nu. Așa bătrână cu un sân, nu. Și cum de te-ai ținut atât de bine? Că Șamu, la 95 de ani încă ești în putere. Uite, cu copiii aceia în curte. Cu ei în curte. Poate și la ei curat. Vine fata la mine, gineri mi-o vine. Dacă îmi trebuie ceva să-mi cumpăr, îți cumpără băiatul, că pleacă la serviciu, te aduce el și așa a fost. Mi-a adus asta răbutelie, mi-a pus-o la aragaț. Ce să fac? Dacă s-ar mai înturna roata asta vieță, e... pe unde ai opri-o, tante Elena? Poftim? Dacă s-ar mai înturna roata asta vieță, dumneatale, pe unde ai mai opri-o? Hai de mine, și meu. Aș pleca de aici, m-aș duce până toate părțile. Dar nu mai pot. Nu mai poți. Nu mai pot. Nu. Dumneatale, ești o femeie trecută până lumea asta. Dacă tragem o linie la viața asta, oare pentru ce ne lasă Dumnezeu pe pământ, tante Elena? Așa este. Pentru ce suntem lăsați noi oamenii pe lumea asta? Uite asta. Ani așa amărâți. Care-i rostul nostru pe lume? Să târâm de năcaduri. Asta este viața. Să târâm de năcazuri. Da. Oare atâta? Ei, și destule amarului. E destule. Dacă le ții așa minte pe toate ca să târi de supărare de ăla sau de supărare de ăla sau ăla a zis așa sau ăla, e destule de ăstea, de cazuri de ăstea. Este. V-am întrebat mai devreme că oare ce-i trebuie omului să-i fie fericit. Majoritatea oamenilor în ziua de azi să plâng că nu sunt fericiți. Aici, la țară, oarecum își găsește un om fericirea, liniștea sufletească? Păi, cum te înțeleg în casa, ăla e cel mai fericit om. Dacă te înțeleg în casă cu soția și cu copii, e cel mai fericit bărbat. Și femeia. Dar dacă unul târă într-o parte și unul într-o parte, aia nu e o fericire în casă la bărbat. Nu e.
Din casă pleacă fericirea și în suflet? Da, din casă pleacă. Așa te petești toată viața. Dacă e bine în casă și fericire, așa e și pe lumea ailaltă. Chiar cu altă lume mă întâlnesc, dau bună ziua, ce faci, mai știu eu ce, dar din casă pleacă toate. Când erai dumneatale tânără, cum erau fetile? Bine, era bine. E atâta? Da, bine, fericite toate era. Toate era fericite. Dar numai n-a supărate că, vai de mine, să mă măre pe cine să iau, cum îl găsesc, ce fac. Păi nu, că așa și este, pe cine să iau. A picat la București, alea s-a măritat amândouă. A avut oameni foarte buni. Oameni pe femeie are un bărbat, dar nu există, Doamne, de bun. Acum de vreo două săptămâni a ieșit la pensie. Da. Dacă ar și să compari lumea asta din ziua de astăzi și cu aia cu pe care dumneata le-ai trăit-o, cum ți se pare lumea din ziua de astăzi? Cum să se compare? E mai bună acum ca acum eram când eram noi. Te-am spus, era lume bună și atunci, și atunci, dar era necazuri mai multe. Na? Când era pe timpul Ceaușescu, era necazuri mai multe. Așa că aici la noi face izla de vite și ne duce la Râșnov și ne dă case acolo și să trăim aici, pe toată lumea a o scocioară de aici. Da? Ce lume a plecat? N-a plecat nimeni de aici. Nimeni. Toată lumea a rămas la casele lor și la averului lor, cum e vorba. Și lumea din ziua de astăzi cum e? Foarte bine. E foarte bine? Foarte bine e lumea din ziua de astăzi. E lume bună. Cum e vorba, are tot ce le trebuie, și vite, și pământuri, și de toate ele are. Da, foarte bine e toată lumea. Să mai lucră pe aici pământul? Să mai lucră la cine poate și cine vrea să-l facă, lucră, dă pune cartofi, dă pune cutare, stecă, ce... Dai de sumă, dă nu mai pune nimic. 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 Când eram eu, puneam, cum e vorba, cartofi, puneam varză, puneam arbagii de făceam ceapă, usturoi, morcov, de toate. Acum nu mai pune nimic. Că i-am dat petiol, dar i-am dat solda cu de toate ele. Acum e urzitul mai mare ca mine. N-am mai pus nimic aia. Asta mai bine cumpăr decât să muncească. Tanti Elena, eu îți mulțumesc din suflet că ai stat cu mine în povești. Și mă rog bunului Dumnezeu să-ți dea sănătate. Să poți duce bătrânețele. La toată lumea și dumneavoastră, dacă aveți copii sau soție, să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine și dumneatale la fel. Să dea bunul Dumnezeu. Aș vrea să le transmiteți un mesaj oamenilor care v-au ascultat. De aici din satul Fundata, ce mesaj le transmiteți? Un gând bun. Ce gând bun să spui, multă sănătate la toată lumea și numai bine și înțelegere. Cel mai bine este ăstea. Dacă ar fi dumneatale să dai un sfat omului din ziua de astăzi, care ar fi acela, tanti Elena? Ce sfat le-ai da oamenilor din ziua de astăzi? E, cum să vă spun eu, oameni foarte buni și înțelegători și cu inimă bună și muncitori. Muncitori toți, toți. Degeaba nu șade nimeni. Încă o dată mulțumim, fain, tanti Elena, și să ne revedem cu bine. Să dea Dumnezeu numai bine. Doamne ajută! Să dea Dumnezeu că a venit pe aici, pe la noi. Și mulțumim lui Denita. Și să ne mai vedem și cu alte ocazii. Să dea Dumnezeu, că mai poftim. Și la 100 de ani promit să viu să închinăm un pahar de țuică. Să veniți! Așa am să fac. Să poftiți să veniți la 100 de ani, pus, merg pe ziua de Sfântul Gheorghe. Am mers pe 95 de ani. Da. La anul în ziua de Sfântul Gheorghe împlinesc 95 de ani. Așa, înseamnă că peste 6 ani de zile aproape ne vedem la un pahar de țuică. Hai de capul meu, Doamne. Doamne ajută. Să dea Dumnezeu numai bine și dumneavoastră. Și drum bun și să, pe unde vă duce să vă ajute Tatăl de sus.